Dizia quanto? 104 de la pagina 78, în caz de studiu colectiv. 4 de la? 78. Da. Se consideră funcția F definită pe R. F definită pe R. R stelat, cu valori în R. Așa, cu valori în R. F de X e egal cu X pătrat plus X supra X. Și punctul A ne cere să se arate că F de X egal cu X plus 1, oricare ar fi X aparține lui R. Deci, la prima fi chestiune, să rezulte că F de X se așează într-o formă de tipul X. X plus 1, oricare, X plus 1. X plus 1. Da, oricare ar fi X aparține lui R stelat. X plus 1. Deci este așa, așa indiferent de ce X aparține lui R stelat. R stelat, da, corect. Ai mai multe puncte? A? A și B, doar. B-ul ce spune? Să se arate că limita ăsta X tinde la 0. Deci limită X tinde la 0. X tinde la 0. Așa. Dată de F de X egal cu 1. Limit, se calculă limite pentru X tinde la 0 din F de X. Egal cu 1. Din F de X. Da? Vă salut, domnul Olteanu. La ora, hai să vedem, la 3. Da? Da? Da. Hai că vă povestesc eu că a lucrat așa de minunat cuvioasa de nu vă închipuiți. Era o coadă de, n-am putut să vă spun că reușise eu să intru acolo. Era o coadă de vreo 2 km și ceva. Deci era imposibil să mă... Mi se spunea 14 sau 16 ore. Deci, pur și simplu, eram înnebunit. Era nevastă mea care nu putea sta în picioare. Eu zic, ce să fac? 14-16 ore? Nu pot să stau până mâine dimineață. Ajunsesem prin în jur de ora 8. N-am ce face. Zic, asta e. Dar nici n-am să plec de aici fără să ajung la locul cu pricina. N-aveam cum. Și așa că, deodată, mi-a zis, cu viața, viața. Ai, ajută-mă, trebuie să mă ajut, trebuie să găsesc ceva. Și am plecat așa cu hotărârea totală, știți? Și când m-am dus pe acolo, m-am găsit pe cineva, pe un gardian, de așa, băi, tu știi cine sunt eu? Eu sunt proful online, mă. mă amuz când mă gândesc așa. Și i-am spus eu, de unde sunt el, de unde este, mai tu ai copii? Păi eu am, da. Păi uite, băi, poți face așa, te dă și pe Google, o să vezi așa, 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 așa. Pentru chestia asta, eu n-am timp să stau aici, că eu trebuie să mă duc să fac lecții de-astea, ca fiul tău și au alți copii să vadă treaba asta. Și atunci el a spus, dar cât sunteți în grup? Păi nu, sunt decât eu cu nevastă. Și el zice, haide să vă introduc. Și așa mă bagat în grup, în linia dreaptă, da. Chiar așa îți spun că... nu puteam nici într-un fel să stau 14 sau 16 ori. N-aveam cum. Da. Așa, așa. Așa, așa. Dar astăzi au fost mai mare. Aha. Da. Dar nu vă povestesc că practic astăzi fiind o zi mai specială, fiind ziua cuvioasei, astăzi, și fiind o zi frumoasă, deci s-au venit cu micul mare. Și băi, stau și la slujbă, prin și slujba arhierească și toată chestia asta, știți, că mă rog, a fost transmisiunea... Da, 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 și nu numai, și nu numai. Da, și a fost un lucru frumos, interesant. Oricum, slavă lui Dumnezeu că am reușit să ajung. Da. Și din nou sprijinul cu viața a fost pe măsură, știi? Văzând că eu eram așa într-o situație imposibilă, practic, mă așteptau copiii la ora 4 să ajung acolo și am spus cu viața, dar tu trebuie să vezi ce se întâmplă cu mine.
Eu nu pot să stau, mă așteaptă aceea, cum să-i anunț, nu vin, fac și eu o formă de jertfă. În loc să stau la rând, aici fac așa. Mă duc acolo. Și așa că am ajuns cu mare bucurie. No, da, nu ajungeam. La trei m-am văzut, da. Da, 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 cu drag, cu tot dragul. Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult. Așa. Deci, spunem, cum se poate aranja relația asta sub forma asta? Te-ai gândit care ar fi forma? Văd aici că F îi defini pe R în afară de 0. Da, X, da. De ce nu lăsa și pe e 0? De ce crezi că nu l-a lăsat și pe 0? Pentru că dacă ar fi să înlocuim cu 0 la numitor, n-ar mai fi... Dar există fracția. Da, dacă numitorul e 0, nu se poate face împărțirea la 0. Da. Și atunci, autorul a avut grijă. Fiindcă lui 0 nu îi se putea pune nimic în corespondență, l-a dat deoparte din domeniul de ființă. Spune, băi, fără 0. Așadar, aici nu se face altceva decât se distribuie numitorul celor doi. Și vine x pătrat supra x plus x pe x. Deci ne închipuim că vin de la două fracții și distribuie. Legea o scrim într-un alt mod. Da? Deci f de x egal cu x pătrat plus x supra x și egal cu x pătrat pe x plus x pe x. Da? Da. Și egal mai departe, x-ul se simplifică cu pătratul și am voie pentru că nu este 0, dar nu se întâmplă nicio. Și de coace așa și face x plus 1. Te mai atrăveți. Deci asta este legea de corespondență care era altfel dată, poate fi văzută în echivalența asta x plus 1. Da? Asta trebuie să arătăm că f de x este scris ca fiind x plus 1. Da. Bun. Și pun B să facem limit pentru x la 0 din? F de x egal cu 1. Din f de x egal cu 1? Da. Dar e altceva acum. Da, e ceva. Deci e o altă funcție. Da. Deci limit pentru x la 0 din? F de x egal cu 1. Din f de x egal cu 1. Așa? Da, da. Din f de x egal cu 1? Da. Mai multe repede. Păi dintr-o egalitate. Din f de x. Nu, mă, să arătăm că limita asta e din f de x face 1. Deci, să calculăm limite din f de x. Așa trebuie să spui tu. Să se calculeze limite pentru x la 0 din f de x. Da. Și că rezultatul pe care îl găsim să fie 1. Deci după ce muncim noi, aia ne-a pe muncă. Limită pentru x de la 0 din f de x. Care e f de x? Din asta care am găsit-o. Din x plus 1. Din x plus 1. Din x plus 1. Limită din toată expresia ei, egal cu. Și locuim pe x cu 0, să vedem cât ne dă. Cu 0? Păi cu 0, că limita x-ul se duce la 0. Da, și vine 0 plus 1, 0. 0 plus 1? 0 plus 1, 1. 1. Și am arătat, într-adevăr, că așa este. Da. Și am terminat, ești. Atenție, când se face limita, să nu găsi pe x cu 1, să vedeți ce se întâmplă. Uneori merge perfect acolo, dar sunt situații când intrăm în contradicții, da? În situații grele. Da, te rog. Așa, și mai am un exercițiu. Hai, te rog. 8-ul, de la 72, data asta. Da. Ce spune? Fie funcția f definită pe r cu valori în r. Deci fie funcția f. Definită pe r cu valori în r. F definită pe r cu valori în r. Dată de formula f de x egal cu acoradă x pătrat, virgulă x mai mic sau egal decât 0. Deci egal cu x pătrat, virgulă x. Pentru. Este egal cu x pătrat pentru x mai mic, și pentru ce x. Mai mic egal sau 0, decât 0. Da. Așa. Și 2x, pentru care x mai mare ca 0. Așa. Deci funcția asta are două exprimări. Da. Odată când x și sunt negativi, legea este x pătrat. Și când x și sunt pozitiv, deci este 2 ori x, da? Da.
O secundă, aici vreau să insist un pic. Ca să înțelegi bine. E de parcă aș da două funcții. F1 de x egal cu x pătrat, când x și sunt până în 0. Da? Și de la 0 încolo, o altă rețetă. Da. Hai să facem un tabel de valori. Deci x și care au voie, după cum spui deci, tu, de la minus infinit la plus infinit. Da? Și vreau să facem f de minus 1. Cât fac f de minus 1? Ca să trec în tabel. La x pătrat? Păi, nu știu. Tu te gândești. F de minus 1. Trebuie să înlocuim. Pe x unde? În x pătrat sau în 2x? În x pătrat. În x pătrat, că x-ul e negativ. Da. Și pentru x negativ, asta e rețeta. Da. Deci va fi egal cu minus 1 la pătrat și face 1. Așa că imaginea, dacă aici este 0, imaginea lui minus 1 este 1. Cât este f de minus 1 pe 2? Păi tot la prima, la x pătrat. Tot la ce? Deci vine minus 1 pe 2, totul la pătrat. Face 1 pe 2. 1 pe 4. 1 pe 4, da. Da? Deci minus 1 pe 2, imaginea este 1 pe 4. Hai să facem și f de 1. F de 1. Se duce la a doua. Sigur că da. Deci ochiul tău fuge după a doua rețetă. Da, da. 2 ori 1 2. Face 2. Deci când x-ul e 1, vine 2. Așa e. Valoarea este 2. Când este f de 1 pe 2. Hai să vedem f de 1 pe 2. Tot la a doua. Tot așa. 2 ori 1 pe 2. 2 ori 1 pe 2 și vine 2 pe 2, care face 1. 1. Deci, în dreptul lui 1 pe 2, pui 1, da? Da. Imaginea este 1. Da. Păi, în situația asta, ai înțeles așa ce se întâmplă. Da. Te uiți ce, pentru ce ești discuți și care e rețeta atunci. Da. Dar f de 0 cât ar să fie? F de 0. Se duce la pozitiv, la mai mare ca, de fapt, nu. F de 0. Mai mic sau... La prima. Mai la mic prima, sigur că da. Da. Deci la prima te duci. Deci f de 0 face 0 la pătrat. Ca aici e și egal. Da? Care e 0. Da, care este 0. Deci imaginea lui 0 este 0. Da, da, acum ai putea să te duci spre 0, fie să fii cu x și din stânga, fie să fii cu x și din dreapta. Da. De aceea vorbim de limită la stânga și limită la dreapta. Da, da. Iată, în cazul de față, putem vorbi de limită ieles în 0, așa se înscrie, limita la stânga lui 0, egal cu limită pentru x și care se duc la spre 0, dar sunt tot timpul mai mici decât 0. X se duc spre 0, dar tot timpul mai mici decât 0. Și limita la dreapta. Din f de x, ca să continuăm, care mai poate fi scris așa, limită pentru x tinde la 0, crescător, săgeată așa pusă. Pentru că x și ăștia din spre stânga, spre dreapta, de la mai mic, de la x mai mic, se duc spre x mai mare. Da? Da. Deci ne ducem cu x și din stânga spre dreapta. Și atunci punem săgeata marcând faptul că x și sunt crescători. Din f de x și egal cu limită pentru x tind de la 0, din care e f de x? Care e din cele două exprimări? Din x pătrat. Din x pătrat, că se ieși mai mici. Da. Da? Din x pătrat, corect. Și face, locuim, să vedem ce se întâmplă, cu x aproape de 0, chiar fiind de 0, putem să locuim. Și din x 0 la pătrat? 0. La pătrat face 0. Da? Da? Da. Atenție! Noi ne apropiem foarte, foarte mult de x și de 0. Și atunci locuiești pe x cu 0 și face 0, da? La stânga ți-o da 0. Limita la dreapta, hai să vedem. Limita la dreapta de 0. La dreapta, plus 0, vine limită, x tinde la 0, x mai mare ca 0, din f de x, da, egal cu limită,
x prin f despre tot la pe jos. Așa. S-a dat pe jos din f de x. Da. Și egal cu limită din x tinde la 0 din f de x egal cu 2x. Așa, din care din x tinde la 0 din x așa. Din care expresie? Din 2x. Din 2x. Și înlocuim pe x cu 0 și face tot 0. 2 ori 0 egal cu 0. Ei, când se întâmplă că limita la stânga să fie egal cu limita la dreapta, atunci există limite. Deci dacă el este în 0, egal cu el de în 0, dacă sunt egale, atunci rezultă că există limită pentru x tinde la 0, nu mai sus sau jos săgeata, ci dreaptă, adică nu mai are importanță că faci de stânga sau în dreapta, din f de x și limita aceea este chiar valoarea care găsește-o. 0. Deci, când te apropii cu x și de 0, y se apropie și de 0. Da, și indiferent de cum te apropii, fie că vii cu x și din stânga, y se apropie și de 0, fie că x și din dreapta și y tot de 0. Deci, valoarea limitei nu e 0 ăsta, ci 0 de aici, da. Ca rezultat. Y care apare. Deci fii atent ce șmecherie. Chestiunea este așa. Ca să existe limita unei funcții într-un punct, trebuie să te apropii cu x și de valoarea aceea, indiferent cu ce fel de x, ca variante. Y pe care o obții, să facă același lucru tot timpul. Să se apropie de numărul respectiv. Hai să vedem un altă. Ce ai avut aici de făcut? Deci limita, da, stânga și la dreapta nu 0. Punctul A spune să se reprezinte graficul funcției f. O, gata. Cum facem? Noi am reprezentat punctele, da, putem reprezenta graficul. Deci noi trebuie să dăm niște valori, nu? Păi da. Uite, am dat aici 0, minus 1 pe 2, 1 pe 4, minus 1. Hai să dăm și minus 2, dacă vrei. Minus 2 la pătrat face 4. Așa. Dar dacă nu graficul fac eu acasă, ca să nu mai pierdem timp, ce fac eu? Facem de eu sau altceva? Păi facem, e foarte simplu, da. De fapt, uite. Când x-ul e 0, e cu 0. Da. Când x-ul este minus 1, cât este la minus 1? Da. E 1. E 1. Da, paralel și-a găsit punctul. Când x-ul e minus 2, y este? Minus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Deci în paralele găsim punctul. Când x-ul e minus 1 pe 2? Minus 1 pe 2 e 1 pe 4. Adică în trebuie împărțim în 4 și luăm mai. 1, 2, 3, 4, da. Și ducem aici paralele și am găsit punctul. Da. Și acum sunt multe puncte de opțiune, dar da. Le unim așa cât de cât. Și uite cam cum arată graficul până aici. Pe partea stângă. Noi am urmărit numai pe partea stângă. Da? Cam așa arată partea stângă. Pe partea dreaptă. Când x-ul este 0, e 0, 0. Da. Când x-ul e 1 pe 2, 1. La 1 pe, luăm unitatea aceeași. Da. 1 pe 2 e 1. Da. Când x-ul este, n-am mai luat, 2, hai să luăm. Când x-ul e 2. 2 ori 2, 4. Când x-ul e 1 pe 2, y-ul e 1, ai zis, da? Da. Când x-ul este 1, y-ul este 2. 2, da. Așa. Și când x-ul e 2, y-ul e 4, da? Da. Uite aici. Se vede că cam așa este acum, e o dreaptă. Da. Da? Deci acum, puse punctul în urmă, așa, asta este graficul. Deci pe partea dreaptă e o dreaptă, de aici pleacă de la 0 și tot se duce, și iar pe partea asta este o parte dintr-o parabolă. Parabolă. Da? E funcție de gradul 2 aici, da? Da. Și parabola și asta, e o ramură a parabolei. Da. Deci o ramă a parabolei și îi face o dreaptă. Da. Punctul B, ce zice? Punctul B. Să se arate că limită din x tinde la 0 egal cu f de, din funcția f de x egal cu 0. Deci limita funcției pentru x tinde la 0 este 0. Am făcut-o. Da, am făcut-o. Da.
Așa, și punctul C, să se calculeze limită x tind de la plus infinit. Pentru x tind de la plus infinit. Pentru x tind de la plus infinit. Limită pentru x tind de la plus infinit. Din f de x. Da. Și limită tind de la x tind de la minus 1. Și se face și limită pentru x tind de la minus 1. Da. Din f de x. Din f de x. Avem două limite. Da, două limite. Hai să ne ocupăm de prima. Egal mai departe, cu limită, pentru x și se duc spre plus infinit, dar din care expresie? Din aia, din 2x. Din 2x, că asta cu x mai mare. Pentru că e plus infinit. Așa, din 2x. Și egal cu, locuim pe x cu infinit. Așa, 2 ori infinit. 2 ori infinit, e egal cu infinit. Egal cu infinit. Este bate x. Așa. La minus 1. Așa, la limită din x tind de la minus 1, din f de x, egal cu... Deci tind de la minus 1 vine prima de sus. Așa, x pătrat. Din x pătrat. Egal cu x pătrat, egal, minus 1 totul la a doua, egal cu 1. Egal cu 1. Terminat x. Da. Și asta a fost tema. Asta e tema. Eu acum am să mai insist pentru că am avut noi discuția aceea și n-am făcut filmul. Da. Să luăm funcții de cele mai șmechere și să încercăm să-i convingem pe toți privitorii noștri, pe toți cei care ne urmăresc, să-i convingem că noțiunea de limită nu a apărut așa, ca un moft a cuiva, ci ea s-a impus datorită unor nevoi concrete. Da. Deci din situații din practică, așa, care, care ne-au condus la așa ceva. Deci iată că e intrat în noțiunea asta. Eu am anticipat-o mai devreme, am discutat noi odată, cât de cât, am revenit pe urmă. Și când am zis că am clarificat foarte bine, atunci n-am înregistrat. Da. Și n-am avut ce să pun pe... YouTube. Și acum că refac chestia asta și zicem așa. Să luăm o funcție. Spuneam data trecută că nu obișnuiesc, și autorii de regulă, nu obișnuiesc să indice și domenii de ființă, să indice domenii de ființă. Ci pur și simplu dau numai legea de corespondență, adică rețeta. După care se obține Y-ii. Urmând ca tu să păstrezi în mulțimea de pornire, în domeniu, doar pe aceia, doar pe cei X, cărora le găsești, le poți găsi imagini. Da? Deci asta este lucru foarte important. Și anume. Am să dau următoarea funcție. F de x egal cu radical din x pătrat minus 5x plus 6 totul supra x minus 5. Aceasta e funcția. Vezi că te-am lăsat în aer. Nu ți-am indicat domeniul de ființă. Ori funcția nu e corect dată dacă nu numai rețeta. Da. Trebuie să știi. Care e domeniul de ființe? Urgent. Păi ne folosim de condițiile de existență. Tu ce vezi că aici? Funcția este ce este asta? Legea asta, cum e prezentată aici, e o fracție. Da, e o fracție. Bun. Despre o fracție, tu știi foarte bine. Când ai văzut o fracție, și... numitorul trebuie să fie diferit. Asta e. Deci ca să existe fracția, numitorul trebuie să fie diferit de zero. Deci de aceea pui... x minus 2, tu ai spus condiții, da? Hai să zic și așa, condiții. Condiții de existență. Chiar așa. Condiții. X minus 2 diferit de 0. X minus 2. Păi nu, x minus 5, pardon. X minus 5 diferit de 0. Mai te uiți un pic și mai tragi cu coada ochiului la expres. Ce mai vezi? Vezi la numărător și un radical. Da.
la numărător vine x pătrat minus 5x plus 6 e mai mare sau egal ca 0. Deci știi bine cu radical de ordin parar și ăla e rândul lui pretenții. Da. El există numai dacă, dacă cei sub radical e număr pozitiv. Da. Deci pune imediat x pătrat minus 5x plus 6 mai mare sau egal ca 0. Perfect. Și x minus 5 mai mare ca 0. Stai ore. Și x minus 5 este diferit de 0. Deci ce să fie mai mare? Să nu fi, poți fi și negativ. Da. Da, da. Deci tu ai fost dur când ai zis, ai cerut prea mult, da, să fii mai mare ca 0. Să nu fii 0, asta e problema. Da, diferit. Atunci, asta o iei prin negație, x minus 5 egal cu 0, ca să vezi când se întâmplă în cazul ăsta. Deci înseamnă că x egal cu 5, nu? Da, x egal cu 5. Asta înseamnă că x egal cu 5. Îți place 5-ul? Vrei să le iei pe 5 în domeniul definiției? Nu! Că dacă e 5, 5 minus 5 face cât? A, da, 0 și 0 se poate. Și nu se poate. Tocmai, l-ai aflat pe ăla că nu se poate. Da. Deci tu acum poți să spui sigur că din mulțimea numărilor reale trebuie să scazi pe cine? Pe 0. Pe 5. Pe 5, da. Ca să nu, ca asta, nu dea 0. Ăsta nu-i poți găsi imagine, mă. Da, ca să nu dea 0. Da? Deci să nu dea la numitor 0. Da. Deci din mulțimea numărilor reale, știi sigur că scazi pe, pe 0 deocamdată. Poate mai scazi și altceva, nu mai știu. Dar, în mod sigur, la F, poți să spui definită pe el, mai puțin elementul 0 și ce mai fi din condiția asta. Da. Nu mai puțin 0, mai puțin 5. 5, 1. Suntem atenți. Pe 5 trebuie să-l dai deoparte. Da. Ne uităm la 2. Și la doua, x pătrat minus 5x plus 6 mai mare ca 0. Cum să facem aici? Păi, cum să rezolvăm? Două numere. Bine, se rezolvă prin delta, dar mai repede două numere care să dea adunate să dea 5 înmulțite 6. 2 și 3. Deci ar veni f definită pe r. Mai adăugăm în loc de 5, 2 și 3. Nu în loc de 5, lângă r. Lângă 5 mai adăugăm 2 și 3. Deci îl scazi pe 2 și pe 3. Da. Dar știi ce se întâmplă în 2 și 3? Asta este 0. Dacă mă găsești pe x cu 2, respectiv, îi faci 0. Dar trebuie să găsești acei x pe care, dacă îi înlocuiești, să fie pozitiv tot timpul. De aceea, îți imaginezi că ai o altă funcție, să spunem f1 de x, f1 de x, cu expresia asta, x pătrat minus 5x plus 6. Deci tu îți imaginezi că ai o altă funcție. Da. Despre asta n-ai niciun motiv de supărare, f1 e definită pe el cu valori în el, că ea nu e altceva decât o funcție polinomială care există. Orice x înlocui, găsești valoarea. Da. Orice x, găsești valoarea. Nu e fracție ca să fii supărat. Da. Nu e radical. Deci este o funcție polinomială, se cheamă. Funcție de gradul 2. Da. Da. Și acum, pe tine te interesează ca, îndată ce locuiești pe x, y-ii care îi obții să fie numere pozitive. Asta ar fi problema. De aceea, te întrebi, oare când obții 0? Adică, egalezi pe ăsta cu 0 și ai avea ce? Deci, ar fi că 0 egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Deci, vrei să, vrei să vezi când obții 0. Altfel spus, tu, pentru f1, ai avea clar că x sunt de la minus infinit la plus infinit. Că ai voie să-i dai valori, da? Dacă sunt la plus infinit. Că aici pui pe f1 de x, adică rețeta asta, x pătrat minus 5x plus 6, chiar să o pui pe ea, x pătrat minus 5x plus 6. Și vrei să vezi când obții 0. Când obții 0? Adică egalezi pe y ca imaginea care obții cu 0. Și atunci te duci la rezolva ecuației. X pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Asta îmi spuneai tu, că poți să găsești x1 și x2 după formulă, dar le găsești foarte repede, odată x1 egal, ce numere adunate se facă 5 și mulțite se fac 6, 2 și 3. Și x2 egal cu 3. Deci vezi, nu numai o valoare este să facă 0, ci două valori sunt. Adică și la 2 obții 0, și la 3 obții 0. Deci ai obținut 0
pentru două valori distincte. Da. Pentru 2 și pentru 3. Așa că în dreptul 2 pui 0, în dreptul 3 pui 0. De data asta, intervalul de la minus infinit la plus infinit a fost rupt în 3 intervale. Unul până în 2, altul între 2 și 3, și altul de la 3 încolo. Da. Pentru x și de aici s-ar putea să obții niște y de un anumit fel. Pentru 2 și 3, de un alt de fel. Și, da. Da? Și acum te interesează semnul lor. Pe tine te interesează să fie ce fel de numere? Pozitive. Pozitive. Și de aceea dai un x din undeva, dintre, 2, dintre minus 1 și 2. Hai să dăm 1. Minus 1. Deci pentru x, minus 1 este în stânga lui 2. Da. Deci pentru x e egal cu minus 1, f1 de minus 1, f1 de minus 1 face cât? F1 de minus 1... Minus 1 la pătrat e 1, minus 5 ori 1, 1 plus 5, 6 plus 6, 12. Deci este ce fel de număr? Pozitiv. Pozitiv. Deci vine 1 plus 5 plus 6 egal cu 12. Plus, mă interesa. Deci în dreptul lui minus 1 ai spus plus 12. Da. Dar plus va fi tot timpul. Orice x vei da tu toată zona asta de la minus infinit la 2, numai numere pozitive obții. De la 3 încolo vei obține analog numere pozitive. Dacă vrei, uite, luăm pe 4. Fă calcul. 16 minus... 16 minus 20... 20. Da, 16 minus 20, 4 plus 10. Da. Deci, din nou, o numere pozitive. Iar dacă dai între 2 și 3 o valoare, vei obține tocmai contrarul, nu? Da. Vei obține numere negative. Tocmai și regula aia cu semnul contrar. Aia, mă, că ți-i spune între 2 și îi spune semnul contrar lui. Da. Dar e mecanică, ai ținut-o minte. Da. Între 2 și să pune semnul contrar lui. Cum au este aici 1 pozitiv, deci între rădăcini se pune semnul contrar lui A, iar în afară se pune semnul lui A. Da. Eu, fiindcă uit foarte repede treaba asta, eu am preferat să fac chestia așa. Da. Adică ce fac eu la urma urmii când rezolv inecuația asta? Mă interesez de ce y și vreau să văd zona pentru care da. Rezultatul îmi dă niște numere pozitive. Da? Și am văzut acum, minus infinit la 2, de la 3 încolo. Deci așa spune, ca să răspund aici, aș spune echivalent la condiția a doua. X aparține de la minus infinit la 2 și cu și închis la 2, adică și pe 2 pot lua, că și egal poate să fie, și cu 0. Da. Reunit cu de unde începând? De la 3 la? La plus infinit. 3 la plus infinit. Deci minus infinit 2 reunit cu 3 plus infinit. Am răspuns la asta. Pentru situația de aici am văzut că x minus 5 am luat contrarul egal cu 0, x egal cu 5, dar pentru mine e clar că asta ar fi x diferit de 5, da? Corect, a fost cu diferit de 0, deci da. Diferit de 5. N-are voie să fie 5, că atunci face 0. Și acum, ăsta pare să fie, asta pare să fie mulțimea de bază și dacă cumva se află 5-ul aici, îl dăm deoparte. Se află? Dacă 5-ul se află în mulțimea de aici. Se află. Se află. De aici încolo. Da, de la 3. Atunci am să spun că f e definită corect. Mă întorc. F e definită de la minus infinit până la 2, reunit cu 3 plus infinit, minus mulțimea formată din elementul 5, asta e domeniul definiției, cu valori în el, adică y pe care îi va oferi rețeta asta, sunt niște numere reale după ce locuiesc acolo. Dar atenție! N-am voie să caut, să găsesc imagini pentru x și dintre 2 și 3. Că dacă mă încăpățânez eu și vreau să găsesc imaginea lui 2,5 și locuiesc aici, radicalul o sare în sus. Că îl voi pune într-o situație dificilă. Adică îl pun să lucrezi într-un număr negativ. Și nu spun, nu mă descurc. De aceea noi păstrăm în domeniul definiției doar acei x pentru care putem găsi imagini. Să nu supărăm pe nicio expresie de acolo care intră în componență. Da? Nici pe fracție n-am supărat-o, că l-am dat pe 5 deoparte. Asta înseamnă că punem condiții. Da. Nu,
mecanic, ci pur și simplu să înțelegem ce se întâmplă. Deci a stabili domeniul de definiție înseamnă găsi cu foarte multă precizie, maximă precizie, doar acei X cărora le pot găsi imagini. Atât. Niciunul nu trebuie strecurat la domeniul de definiție, care să fie pus în situația dificilă de a ne putea găsi imagini. Asta este esența domeniului de definiție. Da? Deci, a noțiunii de funcție. Deci, spune că am definit o funcție pe mulțime A cu valoare în B, dacă pentru orice X din A, pentru toți, adică, se pot găsi imagini. Asta este important. Ei bine, îndată ce am stabilit toată povestea asta, acum, eu aș vrea să completez, să fac un tabel de valori cât mai precis pentru a găsi perechile X și Y. Da? Așa cum ai ști tu că am făcut-o și altă dată și o faci și acum. Cum am făcut-o pentru funcția asta X pătrat minus 5 X plus 6 când am X-urilor le-am pus Y în imagini, ca imagini, vreau și pentru funcția asta de aici. E mai ciudată, e drept. X și de la minus infinit la plus infinit cu f de x asta, adică ce f de x? Asta, radical, f de x egal cu radical din x pătrat minus 5x plus 6 supra x minus 5. Oare chiar x de la minus infinit la plus infinit am voie să las așa? Pot găsi o imagine pentru toți X și la minus infinit la plus infinit? Nu, păi nu am vorbit acum. Doar pentru cei la minus infinit până unde? Până la 2. Până la 2. Deci dacă aici ar fi 2 și aici este 3, doar până aici. Dar între 2 și 3 să nu îndrăznesc să caut, să găsesc imagine, că e o mare prostie. Deci între 2 și 3 n-am ce căuta. Doar de la minus infinit la 2 și la 3. Atât. Mă pot duce până la 2, mă pot duce la 3 încolo, cu excepție, că așa, și aici am un necaz. 5, da. 5, mă! Până o pară, că el e singur. Nici lui 5 nu-i pot găsi imagine. Și în momentul de față am marcat foarte clar domeniul definiției. Adică numai de la minus infinit la 2 caut, de la 3 până la plus infinit, cu excepția lui 5. Singurul care trebuie să-l scot de acolo, da? Și încep să dau și niște valori așa acolo. Hai să zicem 1. Dau numele întregi când parcă mi-e la îndemână. Hai să facem F de 1. F de 1 face. Pătrat egal 1 minus 5 ori 1 minus 5 minus 4 plus 6 2. Deci 1 minus 4 plus 6 2. Radical din 2. Radical din 2 supra. 2 supra minus 4. Supra minus 4. Asta e răspunsul. Radical de 2 pe minus 4, dacă ar trebui să mă gătesc cu 1,41 cu decimale, multe, eu îl trec așa pur și simplu. Radical din 2. Minus radical din 2 pe 4. Da. Da? Minus radical din 2 pe 4. 0. Hai să dăm. Valoarea 0. F de 0. F de 0 face cât? 0. 0 la pătrat egal cu 0, e 6. Deci, 6 pe